Olesa Stamate renunță la șefia Comisiei Juridice Numiri și Imunități din Parlamentul Republicii Moldova. Oficialul a scris pe pagina sa de Facebook că pleacă din funcție în data de 1 februarie și că, cităm, tot începutul are și un sfârșit pe care personal îl privesc drept o transformare și o trecere la o nouă etapă. Contactată de TVR Moldova, Stamate a precizat că va activa în calitate de deputat PAS și că va oferi în continuare întregul sprijin pentru reformarea justiției, atât în cadrul comisiei, cât și în oricare alt format de activitate. Olesa Stamate este președintele Comisiei Juridice din Parlament din iulie 2021.